Ceața densă din această dimineață a dat peste cap traficul aerian de pe aeroportul internațional Chișinău. 9 curse au înregistrat întârzieri atât la venire cât și la plecare, iar 2 avioane care veneau din capitala Azerbaidjanului și a Georgiei au fost redirecționate spre aeroporturi din România, la Constanța și Bacău. Nici cursele aeriene între Chișinău și București nu s-au mai făcut din cauza vizibilității reduse. Ceața s-a dispersat aproape de orele amiezii, iar situația a revenit treptat la normal.